spectacolul diversității care deschide neîntrerupt pagini și înțelesuri, târguri interesante legate de această ascensiune către traseul interior, spiritual, pe care și l-a fixat fiecare dintre artiști. Dacă ne uităm la lucrarea aceea mică, gri, care e a lui Dan Constantinescu, este o lucrare care are un rafinament a unui obiect care vine parte de departe de istorie. Poate fi în multe feluri, în obiect, ca un coif, într-o formă geologică sau geografică interesante. Aceste atingeri toate sunt ceea ce se întâmplă cu fiecare dintre operele creatorilor contemporani. Adică o întâlnire cu frumosul și adevărul și cu iubirea. Următoarele lucrări sunt ale pictorului Chițac. Și deși ce este cu minte și așezat este foarte ușor de înțeles, este orizontal al câmpului sau a apei, este dusul în pantă a unor drumuri, este întâlnirea cu pomul, este ceva foarte ușor de preluat vizual. Există mai departe lucrarea lui Gheorghe Constantin, o lucrare care are bogăția argintiurilor acestora născute, nici nu știi cum poate să facă cineva în câteva zile. Incursiunea aceasta în nobleța unor forme care nu sunt copiate, dar care se întemeiază pe un îndelungat exercițiu de atelier. În lumea artelor este vorba de lucrările doamnei Angela Mazzeli, care încarcă imaginea de aceste primederi figurale, de un fel de animale și lumi care vin pe de-o parte din natură și din vis, dar care vin în același timp dintr-o atingere care ține de bază. Și de acelui care îl dă cu popt anuma domnul Vagă, colegul nostru care vine de dincolo de Prut, cu o lucrare plină de densitate cromatică și de sonoritate. Aș putea să spun solaritate, pentru că există un conflict mare între formele grele și lumina asta conservată și care și dă structura pe care se așează compoziția. Este colegul nostru Oratie. Credeam că vine chiar la orație. Da, este vorba de orație de nuntă. Sunt lucrări care se apropie de textura plantelor. Lucrările celelalte, vedeți ce solare, ce puternice, ce deschise, sunt expozeu al sufletului, al Letiției Oprișan. E aici. Așa. Letiția Oprișan. Cu plăcerea asta pentru culorile vii, pentru sonoritățile aproape de tub, foarte greu de stăpânit și care face să se coloreze o lume nu prin existența albastrului și a culorii fii. Dincolo, singuratică și micuță, este o lucrare a doamnei Emilia Apostolescu. O lucrare care are o noblețe și o lecție de organizare compozițională în care senină tatea interioară, împăcarea cu sine și înțelepciunea și informația în lumea artelor face ca să devină un obiect foarte prețios. Există mai departe trei lucrări, de fapt. Cea din centru este o suită, de fapt o probă a unui sistem unic, ovoidul acesta generator de viață, care este vital sau cosmic. Fac parte aceste patru piese dintr-un ciclu care se cheamă Planete Necunoscute. Și în schimbarea texturii, compoziției, rămânând pe această schemă de ovoid simetric, se pot duce trimiterii unor tipuri de visare sau de privire cu ochii interioare ale sufletului către foarte numeroase zone. Există lucrarea lui Caruciu, cu o clădire foarte veche, dar foarte interesantă din punct de vedere a unității stilistice, și încă niște lucrări ale lui Caruciu, aceeași clădire, și un peisaj cu o casă umilă, cu un gard, care se apropie de lecția, dacă vreți, a celei mai bune picturi dintre cele două războaie. N-am văzut lucrarea lui Papadopol și ar fi bine să o vedeți, pentru că este un lucru care are un tip de seninătate discretă, neagresivă, albul care este puritatea unei forme, puritate pusă în valoare de structura asta de prin plan, fântână veche dobrogeană, este motivul și o viziune contemporană, modernă, lapidară și curată, este în ceea ce face Papadopol și Felicit. Dincolo, Leon Tănăstase, care face desene șarjate și pictură, are o sală întreagă de lucrări expuse. El a fost omul care n-a stat o secundă. Între două îmbucături la masă desena, făcea aceste caricaturi, e prea sec spus, șarje prietenești, colegiale, cu plăcere și cu competență, nimic șficuit în aroganța asta cu care se fac de obicei formele ciste, parazitare în lumea artelor plastice. Eu vreau să vă spun că intenția noastră este, prin contribuția artiștilor care sunt astăzi invitați aici, să creăm în Mergidia colecția de artă a Mergidiei. Ăsta este scopul nostru. Le mulțumesc celor care au răspuns invitației la prima ediție. Vă vom invita și la ediția a doua. V-am primit într-o zi cu soare, încheiem într-o zi tot la fel de senină. Și dacă arta apropie și umple spațiile dintre oameni, și dovada este aglomerația din această sală. Vă mulțumesc tuturor! Mă bucur foarte de mult că am venit la această tabără de creație sau simpozion, cum mi se mai spune, pentru că, în primul rând, nu mai fusesem niciodată în Mergidia, iar în al doilea rând am găsit aici oameni extraordinar de amabili și care ne-au primit cu foarte multă căldură și amabilitate. Mie îmi place mult să merg și să lucrez vara în tabere de creație, pentru că fiecare loc nou pe care îl văd îmi aduce ceva în plus sau ceva deosebit în preocupările și în repertoriul meu de imagini. De asta dată am întâlnit în Mergidia lucruri deosebit de interesante. Această lumină extraordinar de frumoasă și de colorată a Dobrogei, care de altfel a dat și unul dintre cei mai mari pictori ai noștri, cei mai mari coloriști ai noștri, pe Lucian Grigorescu. Și aș mai putea adăuga că dintre toate taberele la care am fost, consider că aceasta a fost una dintre cele mai bine organizate și cele mai bine din punct de vedere al timpului, alternând lucru cu excursiile de documentare din punct de vedere al materialelor care ne-au fost date și, repet, al amabilității și bunei primiri pe care ne-a oferit-o gazdele noastre. Vă mulțumesc! Am venit în Medgidia să vă aducem ceva din experiența noastră de muncă și viață și în același timp să ne încărcăm bateriile, să luăm ceva din frumusețea orașului, a oamenilor minunați care i-am găsit aici și sperăm că să fie de bun augur, să ne ajute pe toți la ceva, această întâlnire, această muncă și mai departe să contribuie la spiritul de pace și de liniște de care avem atâta nevoie. Tabăra de creație, respectiv tabăra de pictură de la Medgidia, este un câștig atât pentru artist, ocazia lui de a vedea un colț de țară, un oraș cum este Medgidia, care sperăm să considerăm că este un oraș cu o bază materială bună și un oraș de perspectivă din acest punct de vedere, cu oameni, după câte am văzut, de diverse naționalități și prin aceasta un exemplu de înțelegere între limbile pământului în contextul unei națiuni și în contextul unui oraș. Sigur, toate astea artistul le-a cunoscut acum cu plăcere. Artistul va transpune pe pânză ceva din impresia generală lăsată de oameni, de locuri, de tabăra de care vorbeam, tabăra de creație de la Medgidia. Tabăra de la Medgidia, în care am avut onoarea să fiu prezent, reprezintă pentru noi toți care am venit aici o ocazie să aducem un omagiu prin operele pe care le-am donat viitorului Muzeu de Artă Contemporană din Medgidia, celui care a fost cel mai mare post-impresionist a artelor românești, Lucian Grigorescu. Tabără de pictură de la Medgidia. Am venit cu mare bucurie la invitația organizatorilor și bucuria a fost și mai mare aflând că această tabără s-a organizat în cinstea unui mare artist al țării noastre, artist născut în Medgidia. Noi am adus un omagiu în felul acesta prin prezența noastră și prin lucrările pe care le-am putut crea. Eu am avut o stare foarte bună de lucru datorată condițiilor spirituale pe care le-am receptat vrând nevrând de când am intrat în această tabără, în acest oraș. Organizarea acestei tabere mi s-a părut extraordinar de frumoasă, oamenii la fel de frumoși interior și acestea toate ne-au stimulat, pe mine cel puțin ne-au stimulat în realizarea unor lucrări pe care sperăm să le... să vorbesc numai despre mine, sper că vor bucura pe cât mai mulți iubitori de artă. Asta doresc, nu caut recompense imediate, nu pot să lucrez presată de aceste amendamente. E poate un punct slab al meu, dar nu mă îngrijorează. Dumnezeu poate are un alt plan cu mine și sunt recunoscătoare că îmi dă putere să muncesc. Și în această tabără am constatat că am făcut un pas, nu numai în ceea ce privește modalitatea de expresie, care evident s-a făcut, dar și ca împlinire a persoanei mele interioare. Pasul acesta e datorat tuturor factorilor din acest loc și din acest moment. Și mulțumesc tuturor pentru asta, din suflet. Atât. O tabără făcută de oamenii de cultură și de primărie și de toți oamenii cu suflet din orașul respectiv, pentru noi artiștii, unde ne-am simțit foarte bine. Am vizitat și localitatea și împrejurimile, mai ales mănăstirile, care au o tradiție și o vechime și sunt unicate, pot să spun, în lume. Peisajul dobrujean, cheile Dobrogei și ce să mă spun, a fost foarte bine și ne-am simțit extraordinară în partea gazdelor care au fost alături de noi, cu suflet, cu totul. Am făcut și noi ce am putut, am făcut o expoziție, am donat niște lucrări și restul ce să vă spun, nu? Să mai venim și altă dată, să avem, să mai fim sănătoși, să mai putem să venim, să ne întâlnim cu prietenii dragi care au fost aici lângă noi, au fost alături de noi. Am avut noroc și de un timp foarte bun. Ce vreau să vă spun în primul rând? Vreau să mulțumesc anume oamenilor celor care m-au invitat, care m-au găsit, m-au adoptat aici la tabăra aceasta. Mulțumesc din tot sufletul și să vă dea Dumnezeu sănătate. Ca să spun despre Migidie ceva, trebuie să mai fiu încă 10 zile mai mult ca atâta și puținul care l-am aflat e lumina. Lumina și culoarea. Eu cred că altă misiune pe pământul ăsta n-are un artist plastic decât misiunea de a descrie vibrația luminii sfinte a lui Dumnezeu, vibrația soarelui, vibrația culorilor. Asta și era scopul meu, deci ca să observ, să descoper această lumină în fiecare studiu care l-am făcut eu. Oamenii sunt foarte binevenitori, adică toată administrația foarte mi-a plăcut, că sunt oameni sufletiști, exercitați în felul de a primi oamenii, de a fi ospitalieri, de a face un bine extrem de mare. Cu foarte mare plăcere spun lucrurile astea, că oamenii care au făcut tabăra aceasta au făcut totul pentru ca să ne simțim bine, ca să fie o atmosferă de colegială și de suflet și o împărțire, o împărtășire de spirite, de idei, de maniere de lucru, de frumoase atitudini către artă. Ce se referă la momentul ăsta, ce ar însemna o tabără într-un oraș așa ca Migidie? Cred că fiecare o înțelege. E un monument care se construiește cu mâinile oamenilor aceștia, care va aduce mare blândețe, cultură înaltă și o armonie în acest mic oraș ca Megiddo. Deci, vă doresc multă sănătate și succes la această tabără mai departe și să aveți noroc de maestri cu experiență înaltă și să dea Domnul să progresați. Asta am să spun. Ce pot să vă spun eu? Că mai întâi impresia. Am o impresie foarte bună de... Întotdeauna am... Pe parcursul experienței, întâlnire cu oameni din zonă, am întâlnit oameni foarte... foarte sufletiști, inimoși, cu un spirit de echipă. Și asta m-a impresionat pe mine. În alte părți n-am simțit lucrul ăsta atât de tare ca aici, în zona Dobrogei. Să exagerez sau să fiu formalist, aș vrea să spun că este una dintre cele mai frumoase tabere la care am participat până acum. În primul rând, a fost foarte bine organizată. Gazdele au fost în relația cu noi de o amabilitate și ospitalitate ieșite din comun. Iar în ceea ce privește locurile pe care le-am văzut și posibilitatea pe care am avut-o de a ne desfășura activitatea, iarăși eu fiind în aceste locuri, pot să spun pentru prima dată, am fost încântat de peisaj, de lumina specifică Dobrogei și Dumnezeu a ținut cu noi și o vreme bună. Lucrările care le-am realizat aici nu sunt nici multe, nici puține. Am încercat să exprimăm în ele ceva din spiritul Dobrogei. Bineînțeles că, în primul rând, o mare parte din trăirea, din sufletul, emoțiile pe care le-am avut în aceste relații cu oamenii și cu peisajul de aici. Sper că această inițiativă a primăriei și a factorilor implicați în activitatea taberei să continue și rezultatele se vor vedea în timp, în cazul în care lucrurile vor merge pe un drum bun. Va rezulta acest proiectat muzeu al orașului Megiddo, care mai târziu va reflecta, pe de o parte, eforturile și strădanile gazdelor, pe de altă parte, contribuția noastră modestă la realizarea acestui muzeu. Pe de altă parte, a fost o ocazie de a ne întâlni chiar între noi, artiștii, în ciuda faptului că majoritatea celor care au participat la această tabără sunt colegi care trăiesc tot în București. Orașul fiind atât de mare, noi ne vedem destul de rar, de multe ori ne întâlnim întâmplător pe stradă. Iar aici am avut posibilitatea de a sta mai mult împreună, de a ne cunoaște mai bine, de a face schimburi de opinii, de idei. Ce un lucru care este foarte benefic pentru noi în depunere profesională. Și pot spune că plec mult mai îmbogățit sufletește și în ceea ce privește experiența profesională. Am avut chiar și o posibilitate de a vedea mănăstirile din zonă pe care nu le-am mai văzut până acum și cred că și asta a contat foarte mult. ne-am apropiat cu un pas mai mult de Dumnezeu. Chiar înainte de acest interviu, discutam cu colegii și eram prinși într-o discuție despre Dumnezeu, despre religie și mi-am lămurit câteva probleme chiar și în privința asta. Deci am venit aici cu niște întrebări și plecăm cu niște răspunsuri la cel puțin la o parte din întrebări. Mulțumesc gazdelor, organizatorilor și sper că această excelență să continue. Începutul s-a făcut astăzi prin tabăra de pictură, Lucian Grigorescu, și se pare că, în afară de organizarea excepțională, se pare că va avea amploare. Iar, ca planul de viitor, probabil că se va internaționaliza această tabără. Încă o dată mulțumesc inițiativei domnului primar și al întregii trupe de organizatori și n-am decât să urez succes în continuare taberei Lucian Grigorescu. Tabera a fost o idee extrem de interesantă și cred că ea va construi un drum în Megidia, în sensul că prin viitoarele ediții se va crea în Megidia odată o colecție importantă de picturi și un alt lucru important ar fi acela că se va crea un public pentru artă și cred că foarte mulți tineri se vor îndrepta spre această disciplină, artele plastice. Impresiile sensul organizării sunt deosebite. Tabăra a fost generoasă. Primăria și-a adus o contribuție deosebită, a fost alături de noi. Ceilalți angajați ai primăriei, la fel. Spun că este o mare reușită și doresc succes acestei tabere, să aibă o continuitate, să aibă atât să întindă pe zeci de ani. Felicit atât pe primar, cât și pe colaboratorii dânsului. Au fost niște gazde extraordinare. Pentru mine, cadrul geografic, geologic, acest miez de oraș al verii dobrogene, Megidia, este aspectul care m-a interesat în primul rând. Dar totul s-a întâmplat sub semnul efigiastic al lui Lucian Grigorescu și întâlnirea cu colegii din diferite generații. Toate astea sunt surse de informații, de acomodare și de descoperire a frumuseților Dobrogei. Este ceea ce mi-am dorit de fapt și tabăra a fost o reușită din toate unghiurile de vedere, pentru că trebuie să adăugăm bunăvoința, seriozitatea organizatorică, bucuria, de fapt, în acest contact simbiotic. departe de adevăr, cei care se îndepărtează de sensul și de... Ai dreptate! Bravo, bravo! Interesantă sunetă! Stau bine? Da. Păi spuneți-mi când să începem. Acum. Este un telefon care sună. Și așa ne ții pe scaun? E bine așa? E foarte bine. În ceea ce mă privește, e aici și asta merge, funcționează? Și... A, auzim căști, da. Nu mi vine la lingit asta. Îmi spuneți când sunteți gata, relaxați. Cred că așa e foarte bine, nu? Da. Gata? A grăbit sunteți, doamnă Criș. De ce vă grăbiți așa ca fata la măritate? Motor. Ușor, ușor, ușor. Dacă s-au produs acumulări pentru viitor... Ce aveți? Sunteți gata? Stați că m-a apucat acum atusea. Și tu mă secundezi? Despre Megidia, nu? Da, despre Megidia și despre... Doamne, un oraș vechi, cu tradiție, cu... Dobrogea, noua Dobrogea, frumos, peisaj, case, oameni... Ce să zic altceva, nu știu, nu prea mă pricep la... Eu mai mult vorbesc în gând decât... și cred că vorbesc mai bine în gând. N-am avut niciodată... Harul. Liniște că se înregistrează aici.